Începe sezonul căpușelor, iar Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face o serie de recomandări, în special deținătorilor de animale. Acest parazit poate fi periculos atât pentru patrupede cât și pentru oameni. În România începe sezonul căpușelor. Acest parazit se hrănește cu sângele organismului. După ce căpușa se atașează de piele și introduce tubul prin care se hrănește, un tub subțire lung în pielea ta. În timp ce se hrănește, bacteriile din sângele căpușei infectate ajung în sângele tău, provocând infecția. În această perioadă avem câteva recomandări pentru crescătorii de animale, fie ele de fermă, oi, capre, vaci, porci, chiar și găini, dar și cetățenii care își cresc animale de companie în apartamente. Datorită faptului că este căldură, umiditate ridicată, vegetația este abundentă, este sezonul propice pentru dezvoltarea căpușelor. Căpușa la bază nu este un parazit foarte periculos, dar sunt și cazuri în care poate transmite boala Lyme. O boală care, odată transmisă la om, are evoluție destul de gravă. Dacă reușești să o îndepărtezi în primele 24 de ore de la mușcătură, șansele de a face boala Lyme se reduc considerabil. Recomandăm că, odată ce ieșim cu animalul de companie într-un spațiu deschis, să fim atenți, să-l deparazităm, ne ajungem acasă să-l controlăm, dar să ne uităm și la modul cum am venit noi din spațiul verde. Să fim protejați cu pantalonii lungi, prinși undeva la baza gambei și astfel prevenim parazitarea noastră, dar și să avem grijă de asemenea, așa cum am mai spus, și de animăluțul pe care îl aducem în casă. Dacă avem animale la țară și cu siguranță multă lume se duce în weekend în special sau sunt crescători de animale, trebuie să avem grijă să ne deparazităm nu numai animalele, dar să avem grijă de spațiu înconjurător, astfel încât să prevenim apariția acestei căpușe care evoluează destul de mult în această perioadă. Căpușa este o denivelare la nivelul tegumentului care seamănă cu un mic păianjen. Este foarte important ca în fiecare seară, după ce am frecventat o zonă cu iarbă sau de agrement, să facem un duș și atunci să ne căutăm de aceste căpușe. Dacă am fost deja înțepați, o putem scoate și acasă, însă dacă a mai rămas capul, este recomandat să ne prezentăm la un serviciu chirurgical care să-ți extragă și această parte.